Stimați colegi, bună ziua tuturor. Până dumneavoastră, o să începem conferința de presă de astăzi, care este dedicată unui subiect foarte important și anume unui grup social pensionarilor, seniorilor noștri, părinților și buniilor noștri. Sărăcie este una din principalele probleme și provocări ale țării. Sărăcie înseamnă degradare, umilință și suferință. După 30 de ani de tranziție, 25% de moldoveni trăiesc cu venituri sub pragul sărăciei absolute, care în 2019 a constituit 2095 de lei. Reducerea sărăciei este unul din obiectivele de bază ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Iar vremuri bune înseamnă o viață în care oamenii trăiesc decent, nu constant la limita supraviețuirii. Hoțiile și guvernările irresponsabile au dus moldovenii la limita răbdării. Printre cei mai afectați de sărăcie sunt pensionarii. În țară sunt peste 400.000 de pensionari cu o pensie, atenție, mai mică de 2.000 de lei. Oameni care au muncit o viață întreagă pentru țară sunt condamnați la suferință în loc să se bucure de viață alături de familii și nepoți. Bandiții nu doar că le-au alungat copiii peste cotare, dar i-au umilit cu pensii mizere. Obiectivul național este să majorăm pensiile cel puțin la 2.000 de lei. În continuare, o să-l rog pe colegul meu, Dan Perciun, să vină cu mai multe detalii la acest obiectiv. Dan? Da. Mulțumim, bună ziua! Anul ăsta, Republica Moldova împlinește 30 de ani. Este 30 de ani de corupție, 30 de ani de sărăcie. Guvernările banditești au forțat o treime din moldoveni să plece peste hotare, iar o pătrime din cei rămași duc o viață la limita supraviețuirii. Tranziția a lovit în toți, și în tineri, și în bătrâni, însă greul acestor vremuri tulburi a căzut în mare parte pe umerii părinților și buneilor noștri. 30 de ani în urmă, oamenii au pierdut economiile agonisite o viață, după care au cunoscut greul anilor 90, unii fiind forțați să ia drumul străinătății. Au muncit din greu, acasă sau peste hotare, cu speranță că viața copiilor lor sau a nepoților va fi una mai ușoară. Au muncit ca cel puțin la bătrânețe să se poată bucura de familie, doar că irresponsabilitatea și corupția politicienilor i-a lăsat pe prea mulți, singuri și bolnavi, prin satele noastre decimate. După ani de muncă, au ajuns să se pensioneze cu o pensie mai mică decât minimul de existență. 400.000 de bătrâni supraviețuiesc astăzi cu o pensie mai mică de 2.000 de lei. Asta este o rușine națională, rezultatul la 30 de ani de corupție a clasei politice moldovenești. Este de datoria noastră să demonstrăm că Republica Moldova este totuși stat și de la 1 octombrie 2021 să majorăm pensia minimă cel puțin până la 2.000 de lei. Asta este o obligație morală față de oamenii care au construit acest stat. Ăsta va fi primul pas spre vremuri mai bune pentru pensionari. Pas urmat de angajamentul nostru ferm de a majora anual pensia în baza creșterii economice și a salariului mediu. Pensiile oamenilor trebuie să se majoreze real, de la an la an, nu doar să se indexeze ajustându-se la creșterea prețurilor. Pensionarii trebuie să beneficieze și ei de pe urma creșterii economiei și să simtă că nivelul lor de bunăstare se îmbunătățește cu adevărat. Totodată, pentru că costurile medicamentelor sunt foarte mari, iar oamenii n-au cu ce să-și trateze bolile cronice, vom compensa integral medicamentele pentru cei mai vulnerabili pensionari. În Moldova se trăiește cu 10 ani mai puțin decât în Uniunea Europeană, inclusiv din cauza lipsei elementare a accesului la medicamente. Așa,
nu mai poate continua. Medicamentele trebuie compensate integral pentru cei mai vulnerabili pensionari. Pentru bătrânii singuri, vom asigura servicii de îngrijire la domiciliu. Sunt prea mulți în satele noastre cu copiii plecați peste hotare, care nu au posibilitatea elementară să-și pregătească de mâncare, să meargă la cumpărături sau să-și cumpere cele medicamente despre care vorbeam. Este un act de decență morală să ne asigurăm că fiecare bătrân are pe cineva care să-l ajute pe gospodărie, prin gospodărie și să-i fie aproape. Și așa vom face. Partidul Acțiune și Solidaritate crede cu fermitate că statul are datoria morală de a asigura bătrânilor o bătrânețe decentă, o pensie pe măsura muncii, acces la servicii medicale și medicamente de calitate și serviciile sociale necesare. Astea sunt obiectivele noastre pentru a porni cu adevărat vremurile bune și pentru pensionari. Mulțumim! Bună ziua, stimați cetățeni! Sunt Maria Pancu, președinta PAS Seniori. Mi-am dedicat toată viața muncii și acum sunt și eu pensionară. Este greu să fii vârstnic în acest stat. Pensiile sunt extrem de mici, iar statului, din păcate, nu-i pasă de cei care au muncit și au luptat pentru bunăstarea Republicii Moldova. Eu cred că persoanele în vârstă trebuie să-și trăiască bătrâneța în demnitate și să aibă acces la servicii sociale din partea statului. Din acest motiv, fac parte din echipa PAS și vreau ca să pornim vremurile bune pentru absolut fiecare cetățean al Republicii Moldova. Sunt ferm convinsă că echipa PAS va munci pentru ca să asigure pensionarilor noștri un trai decent alături de familiile lor acasă. Până acum, miniștrii și deputații PAS au promovat mai multe inițiative pentru creșterea veniturilor pensionarilor. Și în continuare, PAS își va asuma responsabilitatea de a crește pensia minimă până la cel puțin 2.000 de lei pe lună. La fel, în viitorul Parlament vom adopta un mecanism de creștere a pensiilor în baza creșterii economice și ținând cont de majorarea salariului mediu. Noi vom asigura recalcularea anuală a pensiei pentru toți cei ce continuă să muncească după pensionare. În calitate de reprezentantă a vocii pensionarilor, voi avea grijă ca în Parlamentul Republicii Moldova să fie promovate proiecte care să compenseze 100% din costul medicamentelor pentru persoanele în vârstă cu venituri mici. Vom face dreptate în sistemul de pensionare prin micșorarea pensiilor foarte mari achitate funcționarilor. Noi vom susține inițiativa președintelui Maia Sandu de creare a Fondului de Argint, un program de asistență pentru vârstnici, pentru a le asigura o bătrâneță ușoară și demnă. Acest fond va oferi servicii de sprijin și îngrijire, cantine sociale și un prânz cald pe zi pentru pensionari aflați în dificultate și pensionarii singuri, precum și asistență informațională și juridică pentru accesarea serviciilor publice. Noi, pensionarii, avem nevoie de suport și protecție pentru a ne putea bucura de o vârstă frumoasă alături de copiii și nepoții noștri. Noi avem nevoie de susținere și voci reprezentative în noul Parlament. Echipa PAS a pregătit un program care va porni vremurile bune pentru toți pensionarii Republicii Moldova. Așadar, ne întâlnim cu toții pe 11 iulie la alegerile parlamentare anticipate. Pornim vremurile bune împreună. Votăm echipa PAS. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Asta este angajamentul PAS pentru seniori, pentru pensionarii noștri. Noi știm cum să facem acest lucru. Noi știm că prioritar trebuie să ridicăm pensia la cel puțin 2.000 de lei, pentru că acești oameni, părinții, bunicii noștri, au muncit o viață și au dedicat sănătatea, timpul pentru a crește generații și generații. Pe 11 iulie votăm PAS, votăm pentru o viață mai bună pentru pensionarii noștri. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!